salutăm din nou, stimați prieteni, la o nouă temă, la un nou studiu, împreună cu Apostolul Pavel, care ne învață în acest semestru rolul Domnului Iisus Hristos pentru noi. Astăzi vom vedea care este culminația mesajului Apostolului Pavel și anume că avem pe Iisus ca mare preot cu un legământ nou în sanctuarul ceresc. Vom vedea care este rolul lui, de ce Iisus a înălțat acolo și ce ne face pe noi ca să avem o de plină în lucrarea lui Isus acolo sus în cer. Împreună cu noi astăzi avem ca invitați speciali um, un frate și o soră. Vrem să prezentăm întâi pe sora Valentina Vâhrist. Mulțumim că sunteți alături. Mulțumim pentru invitația pe care mi-ați făcut-o din nou și îmi face plăcere să discutăm de Lui Dumnezeu și astăzi. Da, mulțumim. Împreună cu noi este Vitali Popou. Bun venit. Bine v-am găsit. Da. Stimați prieteni, ne bucurăm că sunteți alături și chiar vă rugăm să distribuiți acest material prietenilor voștri Pentru ca și ei să ia parte cu noi la acest studiu, ca împreună să cunoaștem mai mult din Sfintele Scripturi Acum vom ruga pe Dumnezeu că El să continuă să fie prezent alături de noi De deci aceea, Valentina, te rog să faci o rugăciune Sfânt Tată, venim înaintea ta și îți mulțumim mult pentru timpul de pace în care noi încă putem cerceta cuvântul tău, încă putem să ne apropiem de tine și încă beneficiem de acest har pe care tu l-ai dat mântuirea. Te rugăm în aceste clipe să fii prezent cu fiecare dintre noi, cel care cercetează, cel care privește, cel care încă se gândește, Binecuvântă inima noastră ca să fie deschisă pentru adevăr, să poată înțelege aceste, aceste adevăruri mărețe, să se plece cu umilință asupra adevărului și să accepte, Doamne, că viața veșnică există doar prin Tine. Da. Ne-am rugat și îți mulțumim, Iisuse, scump. Amin. Amin. Am văzut pe parcursul uh, întregii lecții și astăzi... Uh, Apostol Pavel încearcă să ne focalizeze privirea la un moment culminant al scrierii sale, vom aborda mai mult subiecte din capitolul 9 și 10, unde arată rolul lui Isus ca mare preot cu legământul cel nou. Dar până vom ajunge la acel moment, haideți să ne întoarcem un pic în istorie și să vedem ce trebuiau să facă bărbații în poporul Israel cel puțin de câteva ori pe an. Ei trebuia să facă anumite mișcări, trebuia să meargă într-un loc anume ca să se întâmple ceva pentru ei, trebuia să aibă un scop anume. Și avem ceva pasaje, deci la Deuteronom 16 cu 16, la Psalm spune lucrul acesta, dacă se poate să ne spuneți ce trebuie să facă un bărbat în poporul Israel. Dacă vorbim de perioada vechi testamentară și dacă vorbim până în perioada, spre exemplu, până la apariția sinagogilor, Lucrurile erau foarte simple. Atât timp cât existau un templu, bărbații, barbații de la o anumită vârstă aveau anumite obligațiuni. Evident că ei trebuiau și aveau mai multe sărbători ceremoniale anuale, dar erau trei obligatorii pe care ei, la care ei trebuiau să se prezinte personal în fața lui Dumnezeu, să-și aducă un sistem ceremonial de jertfe, care erau parte contributivă cât și sistemului de jertfe, cât și parte contributivă a sistemului juridic de existența statului Israel. Pentru că statul Israel era format din teritoriu, oameni și templu. Deci legea civilă și legea ceremonială nu era separată, era indivizibilă. Și în cazul acesta ei se prezentau și ca sistem ceremonial de jertfă, dar ca și prezența administrativ-juridică. Da? Deci lucrul ăsta trebuie să o luăm în considerație. Da. Prima sărbătoare și importantă care, la care obligatoriu trebuia să fie era Paștele. Da? care avea el o anumită semnificație, evident că probabil vă discuta mai târziu semnificația lui. A doua era sărbătoarea, corp, sărbătoarea secerișului. Da? Deci evident că era o, o era o sărbătoare atât religioasă cât și partea aceasta de administrativă juridică, pentru că acolo de fapt se numărau rezultatele anului și de dânsă de, însă depedea existența națiunii mai departe, da? la nivel alimentar și a treia sărbătoare era sărbătoarea corturilor. Da? Deci evident că ea avea o conotație mai mult cu precăderea istorică, evident ca și Paștele, doar că ea reprezenta grija lui Dumnezeu față de popor, pentru că o să vedem mai mult mai târziu, spre exemplu, împăratul Ezechia și sărbătorile care au fost făcute, spun că ei picase, așa așezau corturile. Da? Deci e evident că ei avea un alt stil de viață, deja o rânduire socială și economică era cu totul altă, ei deja aveau case stabilite din piatră sau din ce aveau acolo, dar ei trebuiau să se întoarcă înapoi la un mod nomad de viață pentru ca să-și întoarcă, să-și șervizească atitudinea și relația cu Dumnezeu. Ca să nu uite de unde au evident, și unde au ajuns. Evident, da. evident. mi mi apare întrebarea de ce era necesar ca anume aceste trei sărbători să fie respectate cu strictețe. Pentru că dacă înțelegem semnificația acestor sărbători, vom înțelege de fapt că aici constă și toată esența mm. creștinismului. Uitați-vă, sărbătoarea pe care noi o cunoaștem și anume Paștelui, ea sim simboliza în sine a lui Isus Hristos pentru păcatele noastre. Deci ea avea cea mai profundă semnificație pentru un om creștin care înțelegea că viața lui depinde de această jertfă. Și de fiecare dată noi cunoaștem din istorie, cum ați spus, de ce era necesar ca să aducă oamenii anumite jertfe. Pentru că ele închipuiau deja ceea ce urma să vină. Și fiecare bărbat trebuie să facă lucrul acesta. Exact, fiecare făcea acest lucru și atunci la Paști ei înțelegeau perfect când, când erau prezenți, înțelegeau ce simbolizează de fapt aceasta. După aceea, așa cum spune și Vitalie, știți, eu când m-am uitat la aceste sărbători, mi-am pus întrebarea. În societatea noastră noi suntem deprinși că secerișul îl facem după deja când avem toate roadele culese, când avem un an bogat și spunem slavă Domnului pentru că am avut ploaie, că am fost binecuvântat și avem. Dar la dânci se cerișu era cu totul altceva. Deci era înainte ca să aduci din primii roadii care le aveai din câmp, care simbolizau, de, de fapt îl simbolizau pe Iisus Hristos, ca fiul, întâiul născut care murea pentru această națiune. Și ulterior despre sărbătoarea corturilor care deja a fost menționat, această sărbătoare, de fapt, pentru dânsii, era uh, foarte simbolică. Ei trebuiau să înțeleagă că pe acest pământ ei sunt călători. Ei activează, uh, sunt în societate, educă copii, așa ca și noi, doar pentru o perioadă fixă. Când vine moartea, tu deja uh, ei știau. Moartea nu este o finalitate absolută. Deci ei vor învia prin jertfa aceasta pe care ei an de an veneau și o uh, onorau cu prezența și cu jertfa cu care ei veneau. Da, mulțumim mult pentru acest răspuns uh, amplu. Uh, înțelegem clar, cum s-a menționat, că toate aceste sărbători aveau și o conotație profetică. Ele arătau numai decât la ce ce s-a întâmplat în viitor. Un zadar, Pavel, face accentul că legământul vechi a fost uh, făcut de popor cu stricteție, dar el arăta la niște lucruri care trebuiau să fie într-un rulaj anumit. An de an, jertfa, curățirea, iarăși din nou jertfa, iarăși curățirea, an de an. Până când vor ajunge la ceea ce spune Pavel că Isus prin el, a făcut legământul cel nou care este extraordinar. El prin sine a intrat în sanctuarul Ceresc ca să pună punct la toate aceste ritualuri care erau în vechime făcute de popor. Asta este o veste extraordinară pentru noi. Exact. Ca să vorbim mai simplu, pentru oamenii care poate nu sunt atât de înaintați în teologie. Deci, legământul vechi, eu vorbind adesea cu tinerii, când le dai întrebarea care este diferența dintre unul și altul, ei încep să se gândi. Și eu întotdeauna le spun și le trag atenția. Cel care a fost din făcut, a făcut, a fost făcut de către om, după un model standard care era dat de Dumnezeu, dar care răta la lucrurile care se înfăptuiau pe pământ cu semnificații de cer. Iar în legământul nou noi deja vedem pe Iisus Hristos, cel care este desăvârșit, înfăptuiește acest rol și El spune că legământul nou deja este în inimă. Deci nu mai mergem la templu cu jertfă, nu mai mergem de trei ori exact pe an ca să îndeplinim acest rol care ne-a fost uh, asumat, dar deja vedem acest uh, fapt îndeplinit în Iisus Hristos ca jertfă de plină. Da, și cum s-a menționat salutarea corturilor, din nou ne aducem aminte că Isus se află acolo sus, în sanctuarul ceresc, o lucrare o subită de subită din mijlocitor, și el a că va reveni după noi, noi care suntem călători, vom fi readuși acasă. Deci, Dumnezeu prin Isus ne va readuce acasă. Este un lucru extraordinar. Haideți să vedem totuși care este scopul înălțării lui Isus. La cer și avem chiar textul de memorizat propus pentru studiul de astăzi, tema 10, -a. deci Evrei, capitolul 9, versetul 24 Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcută de mână omenească după chipul adevăratului locaj de închinare Ce a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu Da, frumos scop, haideți să listăm un pic despre acest scop al lui Isus, Că a intrat într-un locaj pentru o anumită lucrare importantă um... Dacă aș putea, înainte de această deschidere de paranteză sau înainte de a intra în amănuntul acesta foarte frumos, aș vrea să menționez ceva foarte, foarte scurt. Dacă vorbim despre simbolistica arătării, întrupării și exemplificării vieții lui Iisus Hristos pe această pământ, o să vedem o simbolistică vechi testamentară uluitoare, uimitoare. Da? Dumnezeu li se arată, Dumnezeu le se descoperă prin cele 10 porunci spune așa, eu sunt Dumnezeul tău care te scos din țara Egiptului, din casa robiei. Deci, în primul și în primul Dumnezeu le se descoperă ca un Dumnezeu eliberator și salvator, Dumnezeu personal. Dacă o să vedem experiența lui Isus Hristos în perioada nou testamentară, care de asemenea are templu, sunt câteva lucruri pe care Hristos nu le face. Deși fiecare israelit trebuia să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu la templu, el trebuia prin înfățișarea lui, prin venire înaintea lui Dumnezeu, el trebuia să vină atât ca individ, cât și ca reprezentant a casei sale. Deci cei care veneau erau reprezentanți ai casei sale și Hristos este reprezentantul neamului omenesc. Dar cel care venea ca reprezentant în cuiva și în dreptul numelui său, el trebuia să ducă jertfă. Hristos, venind pe acest pământ, el vine înaintea lui Dumnezeu vine la templu, dar Hristos nu aduce jertfe. Deci, un lucru foarte frumos, foarte interesant, este, în general, dacă o să ne uităm în perioada, în perioada istorică, o să vedem patru temple, da? Templul lui Solomon, templul a doilea care este, care este distrus, o să vedem, în general, primul este Cortul întâlnirii, da? Deci da, noi vorbim de perioada lui Moise, da? După aceasta este templul lui Solomon, după aceasta templul lui Zorobabel și templul lui Irod. Ei, o să vedem o chestie foarte interesantă. Templul din pustie, hai să-l numim așa, cortul întâlnirii și templul lui Solomon aveau lucruri distincte care nu se regăsesc în templul lui Zorobabel și în templul lui Irod. Și aceasta era a doua parte, acuși o să discutăm despre asta, care era Sfânta Sfintelor. Deci o chestie uimitoare și, 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 dacă citim în general în Hagai, când se pune temelile a, a doilea templu, ăștia începe a plânge, că e prea mic, nu știu Și Dumnezeu se descoperă pe un profet și îi spune, slava acestuia va fi mult mai mare. Pentru că de acolo lipsește partea a doua, care este Sfânta Sfintelor, pentru că el urma să se regăsească în profețiile împlinite în persoana lui Iisus Hristos. Da, foarte frumos, Italia, ai menționat lucrul acesta, chiar este un lucru plăcut. Deci, cum am menționat, Isus a o lucrare specială sus în cer, o lucrare de mijlocire și spune aici că a intrat chiar în cer acolo, în locașul acela de închinare, ca să se înfățișeze acolo, acum, pentru noi. Haideți să ne aducem aminte când... Deci, ne întoarcem un pic să vedem câte părți erau. Deci erau, cum s-a spus, de fapt, trei, curtea, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Am menționat și în discuțiile anterioare că Isus a intrat în Sfânta Sfintelor în anul 1844 și acolo a început o lucrare specială de mijlocire și curățire. Da? Deci are loc judecata asupra celor morți și când se va începe asupra celor vii, noi nu cunoaștem. Dar este un lucru care ne pune pe noi gândite, ca să fim mereu într-o legătură specială cu Isus. Ca să înțelegem lucrarea lui Isus în sanctuarul ceresc. Ne întoarcem din nou în vechime, în timpul poporului Israel împreună cu Moise. Au avut o experiență interesantă când ei spun că noi tot dorim să fim cu Isus, să-L cunoaștem, adică să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L auzim, să vorbim cu El, așa cum vorbești tu, Moise. Haide, fă -ne și nouă întâlnire. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Moise și li s-a arătat tot în mod deosebit și au o experiență anume. Acest lucru este scris, da, în Evrei, capitolul 12 și la Exodul, capitolul 19. Haideți să vedem ce experiență a avut atunci poporul Israel la acel munte Sinai. Dacă... Adesea, adesea, noi ne gândim ce bine ar fi fost dacă noi eram în popor evreu și auzeam cu urechea noastră, dacă trăiam și noi evenimentul. Vedeam, Îl cu ochii vedeam, noastre. da, sigur, probabil ne era mult mai ușor decât acum. Pentru că acum, na, vorbim altfel, prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Dar Relatările pe care noi le găsim pe paginile sfinte Scripturi spun destul de interesant. Spune că priveliștea atunci când s-a coborât slava lui Dumnezeu peste munte, spune că era înfricoșătoare încât chiar și Moise a zis, sunt îngrozit și tremuri. Dar până ajunge aici, vreau să atrag atenția că poporul trebuia să fie pregătit nu putea să vină oricum în fața lui Dumnezeu. Și aici chiar aș vrea uh, ca noi să ne gândim cum venim noi în fața lui Dumnezeu. Pentru că acești oameni trebuiau să-și spele hainele, să se îngrijească, să fie atenți la vitele lor ca să nu se atingă de munte, să pună un gard, să facă o împrejurimi, o delimitare, până aici se poate, dincolo nu se poate. Um, și uh, interesant este acest eveniment istoric când spune că slava se coboară și când începe a vorbi, când uh, fumul sau norul uh, este măreți slava, tresnitele, oamenii se sperie, se îngrozesc pentru că ei își dau seama că ei nu stau de vorbă cu un Dumnezeu care este idol care este făcut din mână omenească. Ei care înțeleg, poți să de aici, Exact, vreme. da. Și ei înțeleg că este mai ușor să te unui zeu pe care l-ai făcut tu cu mâna și l-ai modelat și când ții nu ți nu ți-o convenit, l-ai luat și l-ai schimbat. Ră, nu tune. Dar aici ei vin și înțeleg că Dumnezeul acesta nu are semănare. Dumnezeul acesta este etern și el în în măreția lui încă coboară la nivelul lor ca să iei contact cu dânșii și se înfricoșează și ulterior noi o să găsim că uh, Moise chiar îi mustră și le spune pentru că n-ați avut curajul, pentru că vă fost teamă să vă apropiați, n-ați avut această legătură strânsă. Ce vreau eu să trag aici atenția, pe lângă ce o să mai discutăm. Uh, dragii mei, atunci când noi venim înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să fim pregătiți. Uh, trăim într-o societate prea modernă. Prea, prea plină de eu. Și chiar de foarte multe ori atunci când mergem la închinare, mergem plin din cumetare. Nu este tot una cum am petrecut uh, săptămâna. Nu este tot, cum, tot una cum s-a dus deja uh, vinerea, ziua de pregătire. Și atunci când venim în sabat, am venit și noi foarte obosiți, ne-am așezat, n-am mai văzut ceva interesant în sabat, pentru că oricum sunt aceleași servicii. Înțelegeți? Noi pierdem din divinitate însă și prin greșeala noastră pentru că noi nu ne pregătim pentru acest sabat și chiar am vrut să trag atenția ca noi să înțelegem în fața lui Dumnezeu trebuie să vii pregătit. Da, și noi nu ne dăm seama că de fapt nu venim la o adunare a oamenilor, ci venim chiar în prezența lui Isus, chiar în prezența lui Dumnezeu. La aceasta, tot un aspect foarte interesant, l-ați punctat foarte frumos ambei. Dacă citim în general exclud capitolul 20 cu, versetul 20, deci o coincidență numerologică, da? 20 cu 20, Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați. Deci astea sunt efectele după ce Dumnezeu dă lege, după ce Dumnezeu vorbește și pe dâns și apucă frica. Și le spune așa, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Aș atrage atenția la o frământare de limbă foarte simpatică, care se numește așa, să ai întotdeauna înaintea ochilor tăi frica lui Dumnezeu. Noi suntem obișnuiți să tratăm cu alt, cu altă exprimare frica de Dumnezeu. Iar experiența și viziunea lui Dumnezeu asupra perceperii sale de către copiii lui este nu frica de Dumnezeu, este frica lui Dumnezeu. Și astea sunt lucruri total diferite. Pentru că dacă ar fi dorit ca ei să aibă frică de el, Dumnezeu le-ar fi băgat o frică așa, serioasă, într-un și, încât în momentul în care ai sentimentul de frică care, de principiu, dispare de momentul în care, în care tu creezi un precedent că el să dispară, tu nu mai e frică de Dumnezeu. Dar frica lui Dumnezeu este ma 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 maestatea lui Dumnezeu manifestată, pe care tu o înțelegi că ea este acolo și aceasta atrage după sine respectul și dorința de a nu păcătui. Pentru că dacă citim în general, dăm pur și simplu o foaie în urmă și vedem exodul 19 cu 4, spune așa, ați văzut ce am făcut Egiptul și cum v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus aici la mine. Deci, Vulturul ăsta frumos și simpatic, el este evident că el este maestru dar și poate să omoare foarte multe animale. Dar în același timp este ginga și Dumnezeu se compară cu maestatea asta și frica lui Dumnezeu cu un vultur foarte grijuliu. Da? Deci o, o un paralelism foarte frumos pe care noi de obicei nu-l înțelegem și încercăm să dezvoltăm în noi, așa cum uneori citim proverbele, că trebuie să ai frică de Domnul ca să nu păcătuiești, să devii automat înțelept. Nu. Perspectiva biblică pe care Dumnezeu o transmit atunci când de legea lui Dumnezeu este asocierea cu frica lui Dumnezeu din, din consecința maestății sale și nu în consecința maestății sale că ți frică de Dumnezeu să nu păcătuiești. Într-adevăr, ai o frică ca nu cumva să-l întrestezi, ca nu cumva să-l statutul. Ca nu cumva să te încumieți să faci ceva care l-ar întrista. Deci, cu un respect enorm de mare față de el, ca Dumnezeu, tu ai frica lui. de lege, de tot. Exact. Uitați-vă, în societate, frica întotdeauna este determinată de anumiți factori. Uh, uh, și cel care este supus fricii, el va avea anumite acțiuni care vor denota de la sine teama lui de a acționa. Deci omul nu va mai face anumite lucruri din teamă, din frică. Aici noi găsim un element destul de interesant. Când se spune, cum era menționat de Vitale, frica de Domnul și frica lui Dumnezeu, este o diferență. În Deuteronom, capitolul 5, întâlnim spusele că ei au văzut Slava lui Dumnezeu și totuși au rămas vii. Deci... Pe Dumnezeu nu-și dorește ca noi să avem o frică de genul nu fac un pas în stânga, nu fac un pas în dreapta, ca nu cumva să fiu pedepsit. Nu, asta este scopul. Scopul lui Dumnezeu este ca noi, din frica lui Dumnezeu, stima pentru Dumnezeu să nu denaturăm din numele lui Dumnezeu. Deci asta este diferența. Pentru că există o categorie de oameni care în ultimul timp tot mai mult spun nu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu care este atât de autoritar care mă va pedepsi în momentul în care voi, voi greși. Și este o viziune greșită, pentru că satan vrea să spună în noi uh, frică. Dar Dumnezeu nu-și dorește aceasta. Dumnezeu își dorește stimă, respect Cuvântul lui să fie uh, onorat de către noi din dorința de a-l glorifica. Așa este. Uh, Într-adevăr, diavolul de la început, la bun început, încearcă să arate că toți cei care îi se închină lui Dumnezeu ca creator, ca măreție, o fac de fapt din frică. Nu înțeleg de ce să te închini, dar o fac din frică, pentru că așa a zis Dumnezeu. Și mereu a adus acest argument, oriunde n-a fost el, ca să denatureze pe Dumnezeu, să-L înrușească cumva și să spună, uite, toți ne închinăm ție pentru că așa ai zis tu și ca să nu facem altfel pentru că ne vei pedepsi. Asta a argumentat el mereu. Dumnezeu l-a lăsat ca el să crească și arată, înfățișare și la cruce, toți au văzut de fapt că Isus nu este așa cum descrie diavolul, ci este unul care este gata să moară el pentru ca să fie îndreptățit omul. Atunci diavolul a rămas la pământ, deci cu toată armura lui. Aș vrea să mai trag atenția la un lucru important și probabil cei care vor face studiu vor vedea pe parcurs. cum un om, atunci când îl respectă pe Dumnezeu, când îl cunoaște din perspectiva prieten, poate să ajungă la un nivel destul de înalt intelectual. Uitați-vă la Moise. Ajunge la un moment dat când Dumnezeu îi spune, datorită faptului că vă ați greșit, când, când deja au coborât Moise cu poruncile da. și ei și au făcut un idol despre care noi vorbeam, turnat, pe care puteau să-l mute de-colo-colo, Dumnezeu spune, eu nu voi mai merge cu voi, pentru că dacă voi cobori în mijlocul vostru, vă voi nimici cu Sfințenia mea. Și eu vreau să scot în evidență. Cât de mult ajunge Moise să-l cunoască pe Dumnezeu, încât la un moment dat el intervine și spune așa, dacă nu mergi tu cu noi, lasă-ne aici, nu mai mergem nicăieri. Uh, vă dați seama? Cine dintre noi acum ar putea să-i spună Domnului? Dacă nu faci așa cum, uh, cum, cum îmi dorești eu, nu mai continuăm. Păi el avea o făgăduință, că tot Dumnezeu era dat, acum Dumnezeu a vrut să, poate chiar a vrut prin. Provocarea lui să audă asta de la Moise Sigur, Dumnezeu avea planul lui Dar ca să înțelegem noi că uman Noi putem să creștem la plinătate spirituală Cunoscându-l pe Dumnezeu ca prieten Îl vei respecta Îți va fi cel mai um, plăcut om Plăcut duh cu care tu vrei să fii în comuniune Și atunci tu legile lui restricțiile pe care el le-a pus, tu nu le vei vedea ca delimitări, tu le vei vedea ca binecuvântare. Și atât mai se ajunge la nivelul respectiv când el mediază pentru popor și Domnul spune, eu voi merge cu voi. S-a da. întâmplat ceva în popor când ne întoarcem, deci iarăși, la uh, legile lui Dumnezeu și la principiile care le dă, vorbim de sanctuar, de templu, când uh, fiii lui Aron uh, m-au făcut ceva. Și noi știm că în templu erau trei perdele care fiecare avea un rol deosebit. Deci și s-a întâmplat ceva acolo în viața fiilor lui Aron că ei au luat și au aprins un foc cum nu era cuvenit. Atunci Iisus a intervenit, deci Dumnezeu a intervenit și i-a nimicit cu foc. Acum, haideți să vedem de ce erau nevoie de aceste trei perdele, care era rolul lor și ce vreau ele să spună, de ce Dumnezeu a făcut acest prototip al sanctuarului de pe pământ cu cel din cer și a binevoit ca să fie puse aceste perdele. Noi am vorbit mai, târzi, mai, devreme un pic de ce că Dumnezeu a zis, dacă mă cobor, veți fi nimici. De aceea, chiar într-o perioadă a zis lui Moise, uite, ia cortul un pic într-o parte, apoi a zis, pune-l înapoi, dar trebuie să facă ceva cu leviții. Toate acestea au niște conotații foarte interesante cu Perdeaua. Haideți să vorbim despre acest subiect. Dacă vorbim până să ajungem la perdea, dacă mă întorc la ceea ce ați discutat acum anterior câteva minute, este ideea simplu. Dumnezeu întotdeauna descoperă un anumit model și îl descoperă oamenilor care se regăsesc în acest model. Și dacă o să vedem afirmația lui Moise când noi nu plecăm mai departe de aici, dacă tu nu mergi cu noi Moise avea umbra lucrurilor viitoare, așa cum spune Apostolul Pavel pentru că lui a fost arătat pe munte un chip. Chipul acesta el nu a reușit să se materializeze într-un cort și el știa ce urmează să se întâmple și el știa că Dumnezeu urmează să locuiască cu ei. Și Dumnezeu spune, dacă tu nu vii în forma aceasta în mijlocul nostru, să locuiești împreună cu noi, nu, noi nu mergem mai departe. Omul înțelegea. Moise prin... spunea, da. da Moise spunea. da. Deci omul înțelegea, Moise, da, că ceea ce Dumnezeu a promis în acest legământ era prezența fizică a lui Dumnezeu în mijlocul ei. Și el spune, noi fără aceasta nu vrem să mergem noi vrem să mergem împreună cu tine. Și atunci Dumnezeu spune: "OK, bun, scoate cortul într-o parte, pentru că la acest moment nu poate locui unul împreună cu celălalt." Fă o perdea, fă un lucru care să delimiteze material și fizic concepție de bine și rău. Pentru că aceasta a fost ideea. Când Dumnezeu descoperă legea, oamenii spun, noi ne temem să auzim. Conceptul de bine și rău nu poate locui împreună. Da? Deci, dacă vorbim despre acești doi fii, Nadab și Abihu, da? deci, în primul și în primul rând, ei au băut, au consumat alcool înainte să intre în, în lucrare în de preot, în da, în slujire, care, care trebuia să o facă. Și evident că mintea a fost încet, încet de, 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 aceste efecte secundare și evident că i-au făcut altceva. Și dacă citim în general următoarele versete, spune că uite, tu și fiii tăi când intrați, să nu, alcohol, da? să nu Mai să uh, Plus, s-a uh, da. întâmplat ceva... Uh, problema nu a fost că, uite, ei au fost pedepsiți pentru că la acel moment i au consumat alcool. E evident că erau să fie pedepsiți mai devreme sau mai târziu. Lucrurile acestea erau inevitabile. Problema a fost că ei au pus foc străin. Focul ăsta străin era faptul că ei, neînțelegând ce urmează și lucrurile pe care le fac, care reprezintă un simbol al veșniciei, jertfei, și continuității de salvare și mântuire a lui Hristos, i-au dus un foc străin, l-au luat de acolo de unde trebuie, dar focul era din sfeșnic, el de, el de acolo trebuiau să l da, ia, da, da? da? Deci asta a fost problema. Și Dumnezeu instituie un sistem de perdele, da, un sistem, astăzi noi le numim perdele, atunci toți le numeau perdele, dar noi prin perdele înțelegem delimitarea fizică, pentru că dacă în general vorbim de sfânta de cort, da, cort avea două încăpieri, spre exemplu, nu vorbim da. de corte, da, vorbim da, da, da. de cort. Ei cortul era Sfânta și Sfânta Sfintelor. Faptul că acolo era o pierdea, oare într-o parte era Dumnezeu și într-o parte nu era Dumnezeu? Deci Era, era oriunde Dumnezeu, Evident, da, da. Dumnezeu era oriunde. Perdea nu era pentru Dumnezeu. Perdea era pentru ca omul să înțeleagă nivelul de ceremonie ce se întâmplă, timpul în care el se întâmplă și importanța lui. Da? Deci scopul a fost ca partea a doua să fie într-atât de delimitată și atât de sfântă, încât omul să aibă percepția la ziua judecății, când el vine, preotul și, și poporul în general, că lucrul acesta se întâmplă anul ăsta odată și pentru totdeauna. Pentru că Apostol Pavel spune mai departe că el s-a o odată și pentru totdeauna cu o jertfă mult mai bună. da. Deci asta era ideea. Și în general, dacă vorbim despre astea două perdele, o să vedeți o chestie, trei perdele. Da? Vede... Eu am citit așa, m -am, m -am, m am studiat să văd ce sunt perdelele astea. Ele au câte ceva distincte între dânsele. Iar perdeaua delimita, care delimita și mergea spre locul prea sfânt, da, Sfânta Sfintelor, era unica perdea care avea o bordărie specială pe ea și avea niște cheruvimi. Și acolo, în partea cealaltă, erau heruvimi. Mm -hmm. Și dacă vedem, perdea aceasta era susținută de patru stâlpi, de patru stâlpi, restul erau decât cinci stâlpi și pierdeau cortul, era mai mare, mai lungă și mai grea, da? Evident că datorită unor greutăți fizice și tot ce mai departe. Dar ce înțeleg eu acolo este că cheruvimii ăștia erau acolo și ei delimitau. Exact asta rolul a fost, dacă citim spiritul profetic, o să vedem că satana a fost un herovim strălucitor și el a fost cât mai aproape de prezența lui Dumnezeu. Și dacă o să vedem că din tot mobilierul, din cortul întâlnirii și din templul ulterior, cel mai mic elemente sunt capacul ispășirii și chivotul. Și o să vedem o chestie foarte faină. Știți, există o afirmație care spune că esențele tare se țin în sticluțe mici. O să vedem percepția de cunoaștere și de descoperirea lui Dumnezeu este de la sfânt. Dacă o să vedem, în general, cum se face cortul, se începe cu Sfânta Sfintelor și înapoi. Deci, percepția lui Dumnezeu de descoperire este de la sfânt spre normal și obișnuit. Iar percepția omului de a intra către Dumnezeu este de la sfânt, de, de la simplu, să te pregătești pentru sfânt și sfânt și sfânt. Da? Deci, o chestie foarte frumoasă. Mulțumesc. Eu aș mai adăuga puțin aici, pentru că deja în detaliu s-a vorbit. Uh, delimitările respective despre care noi vorbeam despre perdele erau făcute pentru oameni, anume pentru oameni, și pentru anumite funcții care se îndeplineau în anumite locuri. Deci, noi am vorbit puțin despre leviți, unde trebuiau da, să da. stea, ce funcții aveau ei, preoții ordinari, unde trebuiau să stei în Sfânta și care erau obligațiunile. Și marile preot unde trebuia să stei și care yeah. erau când și care erau obligațiunile. Deci, cum spunea Vitale, pentru ca omul să uh, înțeleagă ce înseamnă să ajungi în Sfânta Sfintelor, el trebuia să treacă anumite etape cu anumiți oameni, cu anumiții funcții care se aduceau la îndeplinire, ca. Per final, să înțeleagă jertfa lui Isus Hristos. Dacă o să-mi dați voi, pentru cei care o să facă studiu, este esențial Evrei capitolul 10, de la 19 uh, până la 21. Spune așa. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Prea sfânt, Sfânta da, da. Sfintelor Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el Prin perdeaua dinăuntru Adică trupul său Biblia îi, îi explică Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu Dacă ne întrebați uh, interior Ce semnificația ce au aceste perdele Păi eu vreau să mă opresc aici Perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor Care Vitalie spunea deja Că ea în esență este creată altfel Ea avea o simbolistică enormă pentru acești oameni, noi având adevărul făcut mai tare, noi deja înțelegem că, spune clar, perdeau dinăuntru, adică trupul lui Iisus Hristos. Și dacă ne întoarcem la ce vorbeam mai înainte, oamenii făceau ritualurile așa cum le-a spus Dumnezeu, instrucțiunile au fost date. Acum noi trăim evenimentul când trupul lui Iisus Hristos, perdeaua respectivă, este dată la o parte și noi avem acces pentru iertare, direct, etare, direct pentru iertarea asupra păcatelor noastre. O speranță enormă. Un alt aspect la al fel de interesant este că dacă în sistemul vechi ritualic cineva, adică marele preot, care primea ereditar prin moștenire, fără să aibă anumite calități sau anumite obligații sau anumite privilegii să facă acest lucru, el putea să facă pentru întreg poporul, odată cu jertfa lui Iisus Hristos. Perdeau aceasta, se dă într-o parte și Hristos materializează materializează împlinirea um, distanței dintre om și Dumnezeu. Deci, uite, el este și distanța aceasta care ea există, dar el este și lipsa acestei distanțe care de principiu nu există între om și Dumnezeu. Uh -huh. Și Hristos, și în general, apostolul Ioan spune că și cuvântul s-a făcut trup. Și acest trup a locuit printre noi. Și el a locuit printre har și adevăr, ca noi să vedem slava lui Dumnezeu. Și mai târziu ucenicul uh, Filip, dacă nu mă șal memoria, spune, arată-ne pe tatăl da, da. și Isus Hristos, Filipe de atâta timp sunt cu voi și, și, tu, și, și, el, și, el, foarte frumos spune și tu nu mai cunoscut adică eu sunt tatăl eu sunt materializare, eu sunt distanța aceasta, eu sunt lipsa acestei perdele și în același timp perdeau aceasta Ia, evident că purta în sine evenimente ceremoniale destul de complexe, da? Deci noi vorbim acum pentru că noi suntem limitați de timp dar acolo erau lucruri extrem de simboliste și extrem de sofisticate. Deși el erau simpli în, 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 executarea lor, pentru că lucrurile se întâmplau foarte mecanic. La fel cum astăzi, lucrurile sunt extrem de complexe dacă noi le înțelegem, iar dacă noi le facem, sunt extrem de simpli prin aplicarea lor. Și Hristos vine ca o jertfă supremă și înlocuiește această chestie mecanică de executare da? a unor lucruri și el aduce astăzi această pierdere fiind trupul său, la nivel personal, de cunoaștere da. personală. Și cum înainte oamenii prin credință aduceau jertfa care arăta la adevărata jertfă și la mielul care trebuia să vină, să fie adus și la mielul misianic, decă la Iisus. Acum, Pavel, când deja spune acest lucru evreilor care deja au trăit acest moment și Iisus deja rămâne în trecut în realizare, deja a realizat acest lucru, prin jertfa sa. El vine aici cu o invitație extraordinară în pasajul care acum am citit la Evrei, capitolul 10, versetul 22, el ne cheamă la o anumită acțiune. Hai să citim acest text. Aici spune așa, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curăție de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. El spune aici, să ne apropiem cu o inimă curată, plină de credință. În general Și versetul dacă 23 dacă, interesant da, da. spune să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Amin. Dacă în general citim până la versetul 22, o să vedem așa, unde este iertare, unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertf pentru păcat calea nouă VIP care el o deschis, fiindcă avem un mare preot pus și după aceasta să ne apropiem cu inimă curată, credință de plină, stropit și curățit din un rău, cu trupul sclat. Deci noi dacă citim acestea, ele de fapt sunt um, revitalizarea sau recontextualizarea cuvintelor și a faptelor și a evenimentelor care trebuiau să le facă în Vechiul Testament mm -hmm. înainte de a să... În primul rând, noi prima dată o vedem atunci când Dumnezeu le spune că, uite, pentru prima dată o să vă întâlniți cu mine. Asta e ex, Exod capitolul 19, da? Da, da? Și după ce Dumnezeu le dă legea, el aceleași lucruri le cere anual când ei vin să se întâlnească încă o dată cu Dumnezeu, da? Foarte, foarte interesant. Și dacă, și în general, e simbolistic că vorbește despre simplul fapt că atunci când tu te întâlnești cu Dumnezeu trebuie să fii pregătit. Și dacă vorbim că um, legea lui Dumnezeu a fost dată la Muntele Sinaia, a fost dată la ziua 50 Foarte, La fel de foarte interesant este că atunci când Dumnezeu se ridică deja la cer, în ziua 50 se dă Duhul Sfânt. Deci uitați-vă o este foarte interesant și simbolistică, da, în care Dumnezeu materializează lucrurile profetizate și împlinite în timp dându-le un nou context. Exact în același lucru tu trebuie să te pregătești. Dar nu deja trebuie să te pregătești pentru jertfa aceasta, dar trebuie să te pregătești pentru întâlnirea ta personală cu Dumnezeu. Și dacă cineva spune că legea a fost anulată sau nu, nu intrăm în polemica respectivă, ce înțelegem noi prin simbolistica pe care Hristos o instituie este că în ziua 50.000 Dumnezeu dă legea. Și ca să fie mai clar și ca să fie o lege ușor de ținut, Dumnezeu dă Duhul Sfânt tot în ziua 50.000. Da. Prima a fost dată până la întrupare și jertfire, următoarea este dată după jertfirea lui Iisus Hristos ca jertf supremă. Ai nevoie de Duh Sfânt. Și, chiar dacă tu ai acest Duh Sfânt, tu trebuie să te pregătești. Cum să te pregătești? Cu o credință vii, Cu... Deci o chestie foarte faină pe care Apostol Pavel o înțelege și o transmite în primul și în primul rând evreilor, pentru că Carta Evrei este pentru evrei. Pavel, evident că el știa că acest lucru va ajunge și la celălalt. Dar el vorbește unor oameni care, atunci când el spune aceste lucruri, ei erau conștienți de aceste ritualuri și de semnificația lor. Da, poftim. Eu aș mai vrea să adaug ceva ca să fie mai clar pentru cei care ascultă. Noi ne-am oprit și am menționat inițial cele trei sărbători. Uh, am vorbit despre evenimentul legat de prima sărbătoare de Paște, am vorbit despre Seceriș, care era, uh, și noi n-am specificat, uh, 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 în a treia zi, snopul trebuia să fie luat și trebuia să fie legănat, uh, simboliza profetic ceea ce noi am spus la început, uh, învierea lui Isus în a treia zi. Deci aceste două sărbători deja au fost în trecut și au avut conotația în trecut, dar sărbătoarea a treia a corturilor, ea rămâne încă neîmplinită final. Deci noi suntem urmașii care ar trebui să vedem cu ochii noștri acest eveniment final îndeplinit. Și Pavel vorbește, spune despre nădejdea aceasta, iată ce noi am citit aici, despre nădejdea de a-L întâlni pe Hristos și uh, cortul acesta, pentru că cortul simbolistica despre care Vitali spunea la început, cortul pus deasupra căsii, eu nu cred că noi astăzi mai avem un cort și îl punem în casă. Cu toate că eu aș fi pentru, știți? Oamenii își pun bradul în casă. Eu mi-aș pune un cort simbolic în casă și nu că mi-l aș pune ca o icoană, dar mi-ar aduce amintit tot timpul despre faptul că eu sunt călător pe acest pământ. Ierusalimul ceresc pe care noi vrem să-l vedem, el trebuie să fie în mintea noastră. Așa cum legământul nou, nou este făcut pe baza inimii și este pus în inimă. Exact acest eveniment, sărbătoarea corturilor la noi, trebuie să existe în minte. Da, eu sunt călător, dar eu am speranță Că Iisus Hristos, datorită jertfii sale, datorită învierii sale, mă va învia și pe mine dacă voi trece din viața acum sau când îmi va veni rândul. Eu cred în Dumnezeu, ca în versetul pe care noi am spus, să ținem fără șovăieri la mărturisirea nădejdei. Pentru un creștin speranța de viață este elementul cheie, proba, definitorie care îl marchează ca fiind un creștin autentic sau un creștin care este ordinar cu toată lumea în regulă. Da, mulțumim mult, stimați prieteni, pentru că împreună am abordat acest subiect foarte important și cu aspecte uh, din trecut care le-am studiat, le-am văzut că ele au implementarea în viața lui Isus și ele nu rămân fără o implicare în viața noastră. Într-adevăr, cum am văzut la început, fiecare bărbat, acum ca să generalizăm, fiecare om trebuia să vină să se înfățeșeze înaintea lui Dumnezeu și trebuie să se pregătească. Acum noi am văzut că Dumnezeu ne permite prin Iisus Hristos să ne apropiem de Tatăl prin Isus Hristos. Nu mai este nevoie de uh, aceste trepte, putem să venim direct la Isus și El va mijloce pentru noi tot ce trebuie din partea noastră să ținem fără șăvoire, mărturisirea și să venim prin credință. Să credem. Să credem că El are o lucrare pentru noi exact. deosebită. Da. Exact. da, vă mulțumesc mult. Stimați prieteni, credem că acest subiect v-a fost util și împreună am analizat aspecte interesante care credem că ne sunt utile în viața de zi cu zi și atunci când următoarea dată vom veni să ne întâlnim cu Isus la biserică. Vom conștientiza acest lucru și vom o face cu o frică de a lui Dumnezeu, nu de Dumnezeu, prin prezența noastră. Și în felul acesta îi vom arăta respectul și mare dorință ca noi cu familia noastră, cu corturile care le avem virtuale, să fim readuși la acel statut de care l-a avut Adam și Eva până la cadere. Vă mulțumesc cu un prieten că sunteți alături de noi și vă spunem la revedere până data viitoare.